Bună seara, dragii mei telespectatori! Ne aflăm în această seară, după atâta timp, pentru emisiunea Pixelul Albastru. Mă numesc Claudiu Timofte și vă anunț că în fiecare seară, de luni până vineri, la această oră, vom discuta și vom analiza pe larg o mulțime de date din presa scrisă, din presa online, de la presa locală, din presa națională, date, analize, știri care ne interesează pe noi cetățenii. În primul rând, cel mai înfocat și cel mai dezbătut, cea mai dezbătută știre este cea a apei din municipiul nostru, din municipiul Pașcani. Apa, cea de toate zilele a pășcăneanului. Nu mai discutăm că administrația n-a făcut contract bun cu Apa Vital. Apa Vital este o firmă care a luat apa cetățeanului din Pașcani. Pășcăneanu nu știe să se organizeze, să-și facă analizele, să-și facă toate cele necesare, să-și facă asociații, să-și facă contracte. Toată această tevatură de câteva săptămâni de zile, o întreagă ceartă, un întreg scandal la primărie, la consiliu, la... Uf, parcă ne-a amețit pe toți și ne-a adus în pragul confruntărilor. Stau și mă gândesc ce trebuie de făcut. Ce trebuie de făcut, dragii mei pășcăneni, dragii mei cetățeni, pentru a avea apă curentă la un preț bun, cu investițiile necesare, așa cum au fost propuse, așa cum au fost promise către noi. Administrația nu s-a gândit să facă un serviciu bun. Nu s-a gândit la nevoile cetățeanului. S-a gândit doar să paseze o problemă care le aducea necazuri. Firma Apa Vital, o știm cu toții, s-a gândit că e bine să încaseze niște taxe. Ei să stea și nu știu ce fel de investiții le-au promis sau cum au promis, dar e bine ca pășcăneanul nostru să se asocieze și să plătească toți în grup. Și pentru cei care consumă și plătesc și pentru ceilalți care consumă și nu plătesc. Cetățeanul nostru. Unii plătesc, unii s-au asociat, au înțeles demersul, alții nu. Și au luat-o după cum s-a circulat în oraș, mai pe la Radio Șanț, mai pe la alte trusturi, așa, să spună, domnule, n-avem contract, nu plătim. E o idee proastă. Și Apa Vital a spus, n-aveți contract, nu vă dau apă. E, și unde am ajuns? N-avem contract, nu plătim. A nu plăti un serviciu nu este ceva bun. Pentru că nu te poți duce la restaurant să mănânci și să nu plătești. Și atunci ce e de făcut? Și această toată tevatură mi-a adus aminte de un banc. Un banc. Rifca, în ziua anunții, foarte supărat, s-a dus la rabin și îl întreabă, Rabi, ce să mă fac? Diseară mă mărit cu Ițic, iubitul meu, va fi soțul meu, cu ce rochie să mă îmbrac? Cu rochia cea neagră de la bunica de sus până jos, așa, sobră, femeie serioasă, sau cu rochia aia roșie de la prietena mea cu decolteu, cu minejup, cu spatele gol, să-l încit pe Ițic? Cu ce rochie să mă îmbrac de seara, Rabi? La care rabinul i-a spus, să-ți dau, draga mea, răspunsul cum mi l-am dat și mamei tale când era în locul tău. Nu contează cu ce rochie te îmbraci. Ițic oricum ți-o pune. E, cam așa și cu cetățeanul pășcănean. Nu contează, îți faci contract sau nu-ți faci contract, îți faci asociație sau nu-ți faci asociație, serviciul de apă oricum va fi plătit. Indiferent dacă îl plătim acum, fără dobânzi, sau îl plătim mai târziu. Altă știre. Pe toate, la ziua de Iași, mai ales pe evenimentele și pe ziarele județene, este mare tevatură cu doi medici de la managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobăț, plus soțul ei, Gheorghe Dorobăț, șef de secție la Spitalul de Neurochirurgie, și sunt supuși
cum declară rectorul UMF Vasile Astărăstoaie, la un scandal de mită de la Universitatea de Medicină și Farmacie, UMF, unitate de mită și fraudă, spuneau niște colegi de-ai mei și începeau să râdă. Au fost suspendați din funcție. E păcat, nu se știe. Deocamdată sunt anchete, acești medici se spune că au luat mită, studenții care au dat mita vor fi excluși din facultate. Cert este că au ajuns la niște funcții, au ajuns într-o postură de profesori universitari, au ajuns manageri de spital, au ajuns manageri de spital sau șef de secție și s-au pretat la ceva ce nu-i frumos, la ceva ce nu-i bun. Nu pot să spunem noi că un manager de spital nu e plătit bine. Putem să tragem o concluzie. Deocamdată sunt încă în cercetări. Dar dacă faptul că au fost reținuți, ceva umbră de îndoială este. Ajungi într-o postură bună în societate, muncești o viață întreagă să ajungi doctor renumit și dai cu piciorul pentru ce? Pentru câțiva arginți în plus, nu? Cam greu, cam rău pentru ceea ce s-a ajuns. Mita asta parcă ne-a mâncat sufletele. A ajuns cetățeanul să dea peșcheșuri și mită la orice. Păi dacă studentul ăla a învățat din timpul facultății să dea mită, cum vrei să scoți mita din mintea lui în momentul când termină școala? El deja a intrat într-un angrenaj. Cum vrei să intri și să fii cel mai bun? Într-un angrenaj prost? Nu e bine ceea ce se întâmplă. Nu e bine cu societatea noastră. Este vorba de oameni educați, este vorba de oameni cu carte, este vorba de oameni care și-au rost coatele pe băncile facultății și nu este o meserie oarecare. Nu este o poziție oarecare. Păcat de niște oameni care își văd doar propriile interese într-un mod nu prea cinstit și necinstit, pot să spun. Nu suntem aici judecători, eu sunt un cetățean, la fel ca și dumneavoastră. Privind la toate acestea, stau și mă gândesc, ce pot să fac? Eu, cetățean în Pașcani, într-un oraș așa mai micuț, sau în Hârlău, sau în Târgu Frumos, sau uite, poftim în Iași, ce pot să fac? Cum pot să mă descurc eu din salariul meu pe care îl am, cum să mă descurc la nivelul cheltuielilor care sunt astăzi? Administrația, cum se vede în cazul apei de la Pașcani, mă persiflează pe mine, cetățean. Nu lucrează în favoarea mea, cu toate că noi, prin vot, i-am pus acolo. Firma de servicii, de prestări servicii, trebuie să ne aducă apa. Eu, cel puțin eu, și cred că la fel ca mine, 80% din toți locuitorii acestui oraș, plătesc acest serviciu. Și totuși, apă întreruptă, mașini de poliție umblă după mașina apei vital, ca nu cumva lucrătorii de la apa vital să ia apometrele de la scările de bloc, un întreg circ, parcă suntem pe timpul lui Caragiale. Așa de contemporan este Caragiale și acum, wow, oameni buni, unde vom ajunge? Ce trebuie făcut pentru a avea și noi o țară ca afară, cum spune cântecul? O țară ca afară. Mulți pășcăneni de-a noștri, mulți cetățeni de-a noștri sunt plecați în exterior, în Franța, în Germania, în Marea Britanie, în Italia și Spania. Acolo este o structură a societății. Acolo nu își bate joc administrația de cetățean. Cum de se poate acolo și la noi nu? Nu știu, dar trebuie analizat atât de mult cum vom pune votul la viitoarele alegeri, încât nu trebuie să se mai întâmple așa. Mai am încă un
o știre de dezbătut, destul de fierbinte săptămâna trecută, mai ales pe posturile naționale. O știre despre francul elvețian. Atâta tevatură, atâta mai mult cerneală scrisă în ziare, atâtea știri, atâtea vorbe. Francul elvețian s-a ridicat la un nou prag, un nou maxim. Domnul Isărescu, guvernatorul nostru a băncii noastre naționale, așa, când vorbește de bănci, de parcă vorbește de lucruri de cristal, să nu cumva să se spargă. Lasă, cetățeanul trebuie să-și asume riscurile. După un scandal de o săptămână și ceva, parcă a început să-și schimbe un pic opiniile. Iau ce spune aici. Șeful BNR spune că cea mai bună soluție este împărțirea poverii între clienți și bănci prin negociere, însă nu precizează cât ar trebui să suporte fiecare parte. Dragii mei cetățeni, hai să discutăm așa puțin. Ce se întâmplă cu francul ăsta? Ce sunt banii ăștia? Ce sunt băncile și ce trebuie să facă pentru noi? Noi când mergem la magazin și cumpărăm bunuri, uite, poftim, cravata asta, mă duc la magazin și o cumpăr. Costă cât costă? Dau bani dacă îmi convine și o cumpăr. La fel și băncile. Sunt niște vânzătoare, niște magazine pentru bani. Ele vând bani și cumpără bani. Din această tranzacție ele trăiesc. Produsul pe care îl oferă banca sunt banii. Oamenii care acum câțiva ani și-au cumpărat imobile sau și-au luat credite, s-au dus și-au cumpărat bani de la bancă. Cum li s-a părut prețul mai convenabil, au cumpărat în lei, în euro sau în franci elvețieni. Sfatul meu este că totdeauna trebuie să te împrumuți, mai ales când te împrumuți pe termen lung, să te împrumuți într-o monedă în care ești plătit. Dacă ești plătit în euro, fă-ți contractul de împrumut în euro. Dar dacă ești plătit în lei, fă-ți contractul în lei. Oamenii noștri n-au știut că nu toți sunt economiști, nu toți au în alte studii. Atunci li s-a părut convenabil să se împrumute în franci. Era un leu și ceva, probabil 1,82 lei francul. Era la un curs, la jumătate de cursul, țin minte, cam așa a fost la jumătate de cât era cursul euro atunci. Pentru dobânzile și tot ceea ce punea banca față de dobânzile pe care le-ar fi plătit ei în franci, li s-a părut convenabil. Oamenii au cumpărat. Și-au cumpărat imobile, după aceea cu bani împrumutați, au trebuit să dea înapoi. Acum, masa monetară într-o economie reprezintă volumul valorii tuturor bunurilor și serviciilor produse de acea economie. De exemplu, economia germană produce destule, nu? Siemens, firme mari, nu? Mercedes, Opel, Volkswagen, BMW, orice, mașini. Cel puțin românii știu mașina germană. Au cumpărat mașini germane, le vedem peste tot, și la second, și la primă mână. Știm mașinile germane. Franțuzii, da? Franțuzii noștri produc mașini. Uite, iarăși, ca să dăm exemplu, să înțeleagă toată lumea. Mașini franțuzești. Renault, Peugeot, Citroën. Ăla este expresia banii francezi, euro din Franța, produși, sunt expresia economiei Franței. Fiind în Uniunea Europeană, sunt expresia economiei europene. La noi, leu nostru, ce producem noi? Grâne, cereale, ce producem? Am dat la export. Dacia, am dat-o la export. Asta, leu nostru, este oglinda produselor și serviciilor oferite de noi. Și mă uit așa. Acum câțiva ani de zile, cum am spus, francul elvețian era la jumătate cât euro din Europa. Produs din Germania, poftim, că locomotiva Europei e Germania. Deci, francul era la jumătate cât euro. Acum, a depășit euro. Ce produce Elveția? Ați văzut mașini produse de Elveția? Ați văzut cumva utilaje, servicii nemaipomenite oferite de Elveția? Ce face Elveția? E banca lumii. Bun, și atunci? Ea, de fapt, a făcut o speculă cu bani. O speculă cu bani. Lasă, domnule, să împrumute toți la noi, că după aia ridicăm prețul la cât vrem noi. Putem să fie și 10 lei un franc, că leu
Românașul suportă. Nu e chiar așa. Și nu e bine că e așa. Dar acum vorbim nu de Elveția, ci vorbim de băncile care au oferit acele credite nefavorabile cetățeanului român și acum cetățeanul român nu mai poate plăti. Păi acestea se numesc credite neperformante. Și dacă cetățeanul român nu mai poate plăti, acea bancă care și-a calculat riscul într-așa fel încât a ajuns la, la o fundătură cu creditul oferit de ea, oare acea bancă nu își asumă și ea o parte din risc? Oare n-ar trebui să dea un mic faliment? De ce atâta grijă pe domnul Isărescu până acum vreo câteva zile? Vai de mine să nu ne atinge de bănci, săracele de ele. Dar de ce să nu ne atingem? Dar cetățeanul român de ce să fie sclavul lor? De ce? Pentru că asta e speculație. Ceea ce s-a întâmplat cu francul elvețian este ceva speculativ. Nu este urmare a unei dozări economice, a unei transformări economice foarte elaborioase, foarte... Nu. Este ceva speculativ. Și atunci băncile, dacă au umblat speculativ și n-au speculat bine prețul, nu pot să dea faliment, mai ales cele care s-au dus exact în zona cu multe credite în franci elvețieni. De aceea, revenirea domnului Isărescu la, cum spunea el, să se împartă povara între clienți și bănci prin negociere, este deja un pas făcut înapoi de domnul Isărescu și ar trebui să lase așa. Dimpotrivă, el este guvernatorul Băncii Naționale, Băncii României, Băncii Poporului Român. Pe el ar trebui să-l intereseze de cetățeanul român și nu să-l intereseze de eventuali cetățeni străini, șefi de bănci străini peste România noastră. Acestea sunt câteva din titlurile pe care le-am spicuit. Vedeți voi, oameni buni, toate cele ce le-am prezentat, de la mic la mare, de la serviciu de apă furnizat de o firmă în orașul nostru, până la manager de spital prins cu mită, pentru că era profesor universitar și la UMF, până la francul elvețian care la un moment dat își făcea de cap și nu se știe, că deocamdată nu este stabilită și deocamdată cetățeanul român care plătește dobânda la bancă în franci elvețieni încă nu este scutit de acea dobândă speculativă. Asta ne duce cu gândul la ce fel de cetățeni suntem noi? Cetățeni de rangul 1, cetățeni de rangul 2, cetățeni de rangul 3, cam ce fel de cetățeni suntem noi în Europa? Cum suntem priviți în Europa? Cum suntem noi? Eu, român, merg pe stradă la mine și cum mă privesc pe mine? Ar trebui un pic să lucrăm la rezoluție, să mișcăm butoanele, butoane democratice. Administrația locală este pusă de cetățean în slujba cetățeanului. Banca centrală este banca țării respective, lucrează în favoarea cetățeanului. Mi-a plăcut de primul ministru polonez când a spus între banca elvețiană și cetățeanul polonez, eu țin la cetățeanul polonez. Păi normal, păi munca lui și serviciul lui îți oferă ție stabilitate a monedei tale. Munca și serviciul lui, ceea ce produce el în economia ta, el te ține. Nu banca străină. Banca străină care la un moment dat, dacă nu mi-e convine afacerea, își ia crema, smântâna de pe lapte și pleacă. Și gata. Poți să dea faliment în urmă. Cine a rămas? După noi potopul. Așa privesc toți. Vin, își văd linia de profit, lichiditatea, nu-i mai iese profitul și lichiditatea pe care are... o are în minte și o are planificată, nu-i merge afacerea, se retrage. Cetățeanul tău rămâne cu buzele umflate. Și dacă cetățeanul tău rămâne cu buzele umflate, tu, domnule Isărescu, sau tu, domnule administrator al orașului Pașcani, ar trebui să rămâi cu buzele umflate și tu.
Administrația noastră este plină de oameni care nu se gândesc la cetățean, dar nici într-un caz. Și astfel ne-au umplut televizoarele, cel puțin în săptămâna trecută, știrile cu privire la alți administratori de pe timpul celuilalt regim, regimul Băsescu, cu doamna Udrea, cu domnul Cocoș, cu doamna Bica, cu domnul Videanu, oare pe când cu domnul Băsescu o știre tot așa de senzațională, că au dat cu subsemnatul pe la DNA. Alți administratori puși de cetățeanul român în diferite funcții s-au ales între ei și s-au combinat între ei și au făcut serviciile unul la altul și uite că dau cu subsemnatul la DNA. Ceea ce au făcut ei n-au făcut bine în timpurile acelea și n-au făcut bine nici acum. Cetățeanul român a fost sărăcit, cel puțin în ultimii ani de guvernare Băsescu a fost sărăcit. Și s-au împrumutat foarte mulți bani în numele lor, foarte mulți bani. S-au cheltuit, cum i s-a tăiat capul doamnei Udrea, blonda de la Cotroceni, cum era numită. Cum a vrut ea, cum a cheltuit ea, cum a știut ea, cum i s-a dat ei să cheltuie tot. A cheltuit cum a vrut. Țineți minte, erau pline jurnalele cu terenul de fotbal în pantă, cu piscine făcute la țară, cu parcuri și grădini în comune lângă pădure. Bani forfecați, terminați, duși prin conturi străine, nici nimeni nu știe pe unde. Și uite că acum dau cu subsemnatul și se dau în gât unul pe altul. Asta îmi place. Se dau în gât unul pe altul. Păi nu că ăla, ba nu că ălălalt. Și dau cu subsemnatul. Mie îmi place că dau cu subsemnatul. Chiar sunt interesat să văd, nu numai să-i văd dând cu subsemnatul și după aceea să-i scoată liberi. Parcă nu mi-ar conveni nevinovați eventual. Ci mi-ar conveni să văd și dacă sunt vinovați, dacă locuiesc așa niște cămăruțe mai mici decât garsonierele noastre și în uniforme de alea specifice cu dungi. Dar nu numai asta. Pentru că dacă se duce un bogat din ăsta după ce a furat milioanele de euro, se duce la pârnaie și stă vreo 3 ani și după aceea se întoarce tot la fel de bogat, nu-mi place. Parcă nu s-a făcut dreptate cetățeanului român. Parcă cetățeanul român ar trebui să fie, să îi se spele onoarea aia pătată. Și nu numai onoarea pătată, ci viața grea și de lipsuri. Uitați-vă cât s-au tăiat din salarii, cât s-au plecat datorită situației grele, cât s-au muncit, cât s-au fost dați afară, câte drame pentru aceștia care acum se dau în gât unul pe altul. Că nu el, că celălalt, că el știe de celălalt. Acum Udrea spune de șeful Coldea de la SRI. Măi, ce vrei, măi? Te-a prins cu mâța în sac. Răspunde! Foarte bine, vorbește și de ăla, dacă e și ăla implicat. Foarte bine, spune cu ce e implicat. Adă dovezi. Hai să vedem și noi. Hai, trebuie măcar să vedem pentru ce am noi tras noi barca pe uscat atâția ani de zile. Pentru ce? Pentru ce am plătit atâtea milioane de euro pe la FMI, pe la Banca Mondială, împrumuturi și iarăși împrumuturi. Că nu s-a văzut nimic. De exemplu, în Pașcanu eu nu văd nimic făcut de marile împrumuturi de la FMI. Nu s-a ridicat o fabrică, nu s-au făcut vreo 10.000 de locuri de muncă, nimic. Dimpotrivă, s-au închis școală, pe la Târgu Frumos s-a mai închis un spital. Nu am văzut că s-a făcut ceva bun. Și atunci banii unde sunt? Că sunt banii noștri, nu sunt banii lor. Și nu e bine să vedem doar un circ. Nu e bine să vedem doar un circ și să fim noi, cetățenii, spălați așa un pic. Da, domnule, vă bucurați de sânge? Da, uite, vă ofer sânge. Da, foarte bine. Uite, îi băgăm la pușcărie. Da, da. Iar restul stăm noi, cei din eșalonul 2,
și îi prăjim peste un pic, v-am oferit spectacolul, restul munciți pentru noi. Hai, că tot noi suntem la putere. Și ei o să plătească puțin pe la pușcărie, îi facem mai asculși. Și încă o întrebare. O întrebare care, pe când și domnul Băsescu? Pe când și domnul Băsescu? Nu, dar măcar de știri, așa. Nu că am eu ceva personal cu el. Nu, că doar eu am trăit în România aici și am dus-o bine de când e Băsescu. Foarte bine am dus-o de când e Băsescu. Și de când a fost Băsescu. Schimbarea de putere poate va face un pic lumină. Un pic de lumină și de dreptate. Că românul e însetat pentru dreptate. Și a suferit. Este bine să nu fi suferit degeaba. Ne vom pregăti să luăm și o mică pauză publicitară în curând și vom continua cu subiectele celelalte peste câteva momente. Deci, pauză publicitară. Cosarom. Savurează diferența. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Am revenit din nou la emisiunea Pixelul Albastru. Vorbeam mai înainte despre știrile care s-au fost prezentate săptămâna trecută, despre mari personalități ale politicii noastre dâmbovițene, doamna Udrea, domnul Cocoș, doamna Alina Bica, domnul Videanu și domnul Băsescu, pe când domnul Băsescu pe la DNA, despre dosarele în care sunt implicați, despre
toate afacerile și matrapazlăcurile la care au fost ei și la care au făcut parte, despre diferite sume de bani, despre abuz de putere, despre abuz de serviciu, despre tot felul de abuzuri. Știm, noi suntem cetățeni, suntem și isteți, știm, am trăit, pe aceste pământuri am trăit când ei domneau peste noi. Acum, ei dau cu subsemnatul. Și domnul Cocoș dă câte o lacrimă. Dar oare dă câte o lacrimă pentru banii care i-am plătit noi? Doamna Udrea e vocală, anunță, face dezvăluiri. Foarte bine să le facă. Și în scris și cu probe. Vreau să vă prezint o carte pe care, dacă puteți să o găsiți, ar fi bine să o citiți. E John Perkins, Confesiunea unui asasin economic. În această carte, John Perkins arată cum marele imperiu global își selectează oameni ca doamna Udrea, ca domnul Băsescu, ca domnul Cocoș, pentru a înrobi națiunile. Este o carte foarte interesantă, foarte, foarte interesantă, în care națiuni întregi planificați sunt transformate în națiuni de sclavi pentru îmbogățirea celor din înaltă societate. Și spune așa aici, îmi place, am și subliniat. Negustorul tradițional de sclavi își spunea că are de-a face cu specii care nu erau pe de-a dreptul umanizate, oferindu-le posibilitatea de a fi creștinați. El mai înțelegea că și sclavii erau esențiali pentru supraviețuirea societății căruia el le aparținea, că ei reprezentau temelia economiei sale. Negustorul modern de sclavi se convinge de unul singur că oamenilor săraci le este mai bine să câștige un dolar pe zi decât să nu câștige nimic și că li se oferă ocazia de a se integra într-o comunitate internațională mult mai largă. El mai înțelege că acești oameni sunt esențiali în lupta pentru supraviețuirea propriei companii, că ei reprezintă temelia stilului său de viață. Nu își face niciodată timp să se gândească la influențele mai largi pe care el, cu stilul lui de viață și sistemul economic din spatele lui, le au asupra lumii sau la impactul pe care acestea îl vor avea în cele din urmă asupra viitorului propriilor lor copii. Mă scuzați. Acesta este un sistem bine pus la punct și bine uns. Udrea, Cocoș, Bica, Videanu, Băsescu, tare stau și mă întreb dacă nu cumva au fost roțile unui angrenaj mai larg. Vom vedea, vom trăi și vom vedea ce va spune justiția. Acei din justiție care nu sunt prinși ei într-un angrenaj, bineînțeles. Sper să nu fim transformați într-un popor de sclavi. Și sper, iarăși, că românul este destul de înțelept și de cuminte încât să-și folosească propriul său destin. Și nu spun lucruri mari prin acest mesaj pe care îl transmit acum. Nu spun lucruri mari, ci pur și simplu cu minți. Gândindu-mă la noi, că și eu sunt cetățean român, la fel ca și dumneata de dincolo de ecran. Stau și mă gândesc la legea Big Brother care ni se impune. Oare ce vrea? Controlul maselor, controlul oamenilor, în ce scop? Astea sunt întrebări, poate ni se par la unii filozofice, dar uite cum angrenajul cel mare învârte roțile cele mici până când noi, cei mici de jos, suntem purtați într-o lume și transformați în sclavi, dator, la bănci, cum vorbeam mai înainte de francul elvețian și băncile care înrobesc prin dobânzi exagerate, la împrumuturi exagerate făcute de guverne irresponsabile, împrumuturi exagerate pe care poporul le plătește și sărăcește și prin asta se transformă într-un sclav modern. Trebuie să avem grijă de noi, dragi cetățeni. Trebuie să avem grijă de noi. Mai avem o știre. Creditorii firmei Scuda Spașcani se vor întâlni pe 6 februarie pentru a-și recupera datoriile. Lichidatorul din Cluj-Napoca va organiza 10 ședințe de licitație în 3 etape
cu diminuarea prețurilor de la o etapă la alta. 10% în prima etapă, 20% în a doua etapă, 30% în a treia etapă. Scudas este în faliment din 2012. Țin minte că acum 20 și ceva de ani Pașcan avea o corolă de firme minunate. Fabrica de zahăr, Scudas, fabrica de scule, traductoare, singura din sud-estul Europei, cum se lăudau inginerii de acolo când făceam eu practică prin traductoare. Fabrica de zahăr era cea mai modernă din România, cea mai nouă. Fabrica de lapte, care acum n-a mai avem țărani care să aducă laptele la fabrica de lapte. Nu mai avem. Ce să-i faci? Fabrica de perdele? Ce mai este din fabrica de perdele? Și tot fabrici, care s-au tocat mărunt. Și cetățeanul pășcălean a trebuit să fie dat în șomaj, să-și piardă locul de muncă și să plece haihui prin lume pentru a-și căuta un rost. De ce? Datorită unor rotițe în angrenaj, datorită acestui lucru. Datorită unor rotițe în angrenaj și datorită unei administrații proaste. În alte țări se face altfel. În alte țări nu contează că ești secretar de stat. Ești luat și tras la răspundere. De exemplu, mi-a plăcut o știre, secretarul de stat american John Kerry a fost amendat cu $50 pentru că nu și-a curățat zăpada din fața casei. La noi Băsescu se urca la volan și pleca beat. Care-i problema? A venit vreun polițist să-i spună, domnul, mai ușor, ia dă-te jos, dă carnetul, dă banul, poftim, amendă, ăsta e. Săltăm carnetul, n-ai voie, stai pasager, pe scaunul din dreapta sau pe scaunul din spate. Așa vreo câteva luni, conform legii. A venit cineva? Nu, pentru că la noi e altă ordine, e alt angrenaj, sunt alții deasupra noastră. Altfel suntem noi categorisiți, cetățeni de nivelul 2, poate de nivelul 3, de ce să nu fim cetățeni de primă mână? Of, și se pare că ne apropiem de finalul emisiunii. Îmi pare bine că v-am cunoscut, dragii mei cetățeni, și din Pașcani, și din Hârlău, și din Târgu Frumos, și din zonele adiacentelor. Am stat de vorbă prezentând știrile noastre, prezentându-ne viața noastră și tare îmi place să cred că sunteți cetățeni isteți. Ați urmărit Pixelul Albastru, mă numesc Claudiu Timofte și ne vom întâlni și mâine seară și să dea Dumnezeu pace și înțelepciune, că restul vine de la sine. Doamne ajută să aveți o seară frumoasă și o noapte plăcută!